Deci un jucător garantat 82 plus va fi 83 plus? Da sau nu? Două minute. Da, deci cum ziceam, mă gândesc să fac un giveaway, intenționez duminică să deschid Icon Pack 89+. O să tot vă spun chestia asta și vă vedem. În funcție de ce pică, dacă pică ceva fain, mă gândesc să fac un giveaway către voi, către cei prezenți duminică. Dar mă mai gândesc, vă mai spun joi, în funcție de cum merge treaba și cum stau cu Icon Swaps-urile. Hai să vedem dacă e ceva nou, cum ziceam. Weekend League n-am jucat, deci joi n-am mare lucru ce deschide. Stones Moments. Black Shadow 230 just resubscribed for 2 months. Rishul. Rishul! Uite mă frumos mă că a venit și la resubscribe, cred că trebuie să dai tu neapărat mesaj, nu? Sau ceva. Nu-i așa? Rishul. Ai de cap meu. Ce tare. Mersi mult. Bine ai revenit în echipa de capitani, da? Deci cum ziceam, vreau să fac duminică, am un plan să deschid acel icon. Cred că duminică după Weekend League. Icon pack-ul, am ajuns la concluzia că îl fac pe la 89 plus. Și dacă pică ceva bun, mă gândeam să fac un giveaway. Dacă vă place cum sună, dacă sunteți interesați de chestia asta, vă aștept și duminica. Sau măcar joi ca să când stabilez mai multe detalii, că încă mă gândesc. Stones. 3 stele, 3 stele. 6-2. Hai medium. Stats. Come on. Omul nu este atât de rapid, evident. Acum toată lumea în joc caută 80 plus pace. Depinde și cât de mult costă, dar hai să vedem. 7-7 nu e atât de rău, da? Acceleration 72, sprint speed 81. Ce mai interesează? Short pass, long pass, foarte bun. Vision, ok. Agility și balance foarte bun pentru un fundaș. Reaction 90, ball control 86 și composure 83. Foarte bune stats aici. Pe defense arată extraordinar. 88, interception, 87 defensive awareness. Standing tackle 90. Nu știu, o fi cel mai bun fundaș central din Premier League? Da, probabil că va fi sub Van Dijk, dar hai să vedem cât costă. Da, mă aștept să fie totuși peste Wan-Bissaka, nu-i așa? Și sigur este mult mai ieftin decât Wan-Bissaka. Deci, da, eu zic Alex că e mult mai fain. 85 rating și un team of the week. Cât costă o echipă de 85? Hai să văd dacă, poate, de fapt, stai așa, că poate avem deja pe Footbin 150.000 de coins. 150.000 de coins, băi. Eu zic că dacă aveți o echipă de Premier League, eu zic că merită, făcut, sincer. Păi gândește-te, Alex, o echipă de 84, bine, ție ți-a picat fain, n-am ce zice. Gândește-te că o echipă de 84 a cerut pentru 86 plus ăla. Aici e o chestie garantată. Ok? La mie la 86 plus ăla garantat mi-a picat Suarez și n-ai ce face cu el, știi? Hai să fac o mică chestie asta. Deci comparăm ăsta. Stones. Comparăm Stones cu... Stones cu... Hai să vedem cu Wan-Bissaka mai întâi. One. Ia de curiozitate. Și vreau să compar și cu Laporte, na? Laporte ăla. Nu că ai mai putea să faci ceva vreunul. Ăștia. De fapt Laporte n-a fost SBC. Ar putea să fost SBC. Da? Deci hai să ne uităm puțin la informații. Weak foot, Stones bate la weak foot. La înălțime, Stones cu Laporte sunt ok. Aici are high pe attacking, dar pe mine personal nu mă deranjează.
Halloween. Nu, el Rule Breaker nu a fost, a fost în PAX. Deci, ca face stats, 77 pace, 87, 85. Deci, ca pace stats arată foarte bine. Evident, un plus pentru Laporte, pentru că e foarte rapid. Dar defensive arată cel mai slab dintre toți. Aici, mă rog, astea arată, arată bine pentru Stones, dar... Da, deci din perspectiva acceleration, evident, Stones stă cel mai rău. Pace în general, mai bine zis. Stones stă cel mai rău. Shooting nu ne interesează. Passing, short pass, foarte bun Stones. Long pass, foarte slab Bisaka. Foarte slab, dar ok, hai să zici, măcar short. Da, deci aici este zici că nu e o departajare așa mare. Agility și balance, cu un plus pentru, pentru Bisaka, foarte slab la Laporte aici. Dar, repet, e bun Stones, e suficient. Reaction ball control contează și aici, aici din nou Stones îl bate pe Bisaka. Defending, interception 88, defensive awareness 87, standing. Deci aici din nou Stones plus, jumping, stamina, aggression 85-85. Deci după părerea mea, Stones este un jucător mai bun decât Wan-Bissaka și decât Laporte, chiar dacă, dar într-adevăr, nu știu, să conteze atât de mult acești 4 pace? Nu știu. Vreau să-l compar cu, cu Van Dijk, după curiozitate. Van Dijk cred că tot cam așa are, 70 ceva pace, nu? 75. Nu cam dic. Van Dijk. Cred că are 90 plus la defense, nu? Da. Deci avem 77 cu 76 pace, 88-89. Da, arată mai bine Van Dijk. Hai să vedem cât de, cât de clunky s-ar simți. Deci Van Dijk e mai înalt. Odată ar fi deja la înălțimea asta un minus din punct de vedere a vitezei. Dar hai să vedem restul cum, cum arată. 89. Vreau să mă uit la agility și balance în primul rând. Da. Da, deci Van Dijk se... Van Dijk e mult mai clunky decât Stones. Deci dacă e să mă întreb pe mine, eu aș alege Stones. Nu știu acum ca bani. Cum e Van Dijk în ziua de azi? 189.000, ok, fair enough. Da, mie îmi place Stones ăsta, sincer, o să mă gândesc puțin. Nu știu dacă, hai că nu e în game, dar jucătorii de până în 150-200.000, poate 150, hai. Eu zic că merită făcut de fan și de băgat într-o echipă. Acum nu știu exact, sincer, cât e valabil ăsta, este? 6 zile, ok. Ok. Vreau să fac un SBC de la de upgrade. 82 plus. 82 plus. Mai facem o predicție și cu asta încheiem pe seara asta. Cu fan. Chiar a fost fan, chiar m-a distrat. Rare player 7 minim gold, da? Chemistry 30. Hai să vedem ce am pe aici. Care faci? Faci 86 plus sau care? Nu, fac 82 plus 7 rare? Am și uitat, am uitat eu ce vreau. Da, 7 rare, toți gold. 7 rare, toți gold? Da, da. 2 mie rare, la, la asta îmi place ăla, la altul, sincer. 5 îmi place ăla de 81-87, chiar dacă nu, așa, dar e, bă, nu bași foarte mult. Îl fac și pe ăla. Spice ce? O să fac și pe ăla. La 82 plus ăsta, știi ce mi-a picat? În 83. Da. Sau, ba nu, nu mai știu. Nu cred că 83. 7. 83 o trebuie să fie borț. 8. 9. 10. 11. Oh, chemistry. Hai să-mi ieșesc pe ăștia puțin. Dun, 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 dun. 82 plus, garantat, da? E un 82 plus, da? Ok. Ultima predicție pe seara asta, băieți. Cu fan, chiar m-am distrat. Am făcut 6 victorii. Deci, un jucător garantat 82 plus. Va fi 83 plus?
Da sau nu? 2 minute. Deci am un garantat 82 plus. Va fi 83. Stai să mă gândesc. 83 plus înseamnă și 83, nu? Sau va fi 82? Da. Să pun 84 plus? Nu, no, nu, no, 83 plus. Hai să vedem. Ori ia toată lumea, ori pierde toată lumea. Bun, start. În astea 2 minute. Din nou, nu uitați. Joi discutăm mai multe despre giveaway, dar rămâne valabil. Hai, încă un minut. 77% din puncte s-au dus pe da. Va pica un jucător 83 plus. Eu mă bazez aici pe norocul tău, Vivi. Hai să vedem. Hai să vedem. Numai de-aia mă bazez și eu pe norocul lui. Ce-am zis nu. Băgăm melodia de ieșire. Dă muzică mai tare. Și vă urez o noapte bună. Hai, da, noapte bună, uiți. Am câștigat. 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 Am câștigat.